Angajații români vor să primească de Paște o primă în bani, arată un sondaj realizat de o platformă de recrutare. Banii nu ajung însă nici pe departe pentru cumpărăturile de sărbători de anul acesta. Sărbătorile de Paște vor fi mult mai costisitoare decât în trecut, având în vedere inflația ridicată și prețurile alimentelor. 58% dintre angajații români se așteaptă să primească o primă de 100-200 de lei de sărbătorile pascale, arată un sondaj Best Jobs, în timp ce 16% visează la o sumă care să depășească 400 de lei. Mai sunt care preferă voucheră, în timp ce 15% ar vrea tradiționalul coș cu produse de sezon. Primele de la angajator vin ca o gură de aer în această perioadă cu cheltuieli ridicate, având în vedere că prețurile alimentelor au crescut cu peste 30% în ultimul an. Însă mulți angajatori preferă în continuare să acorde cadouri. În hipermarketuri oamenii au început deja cumpărăturile. Kilogramul de miel costă 45 de lei, în timp ce un cozonac costă cam 30. Astfel că un coș pentru masa de Paște cu produse de bază, 2 kg și jumătate de carne de miel și un cozonac ajunge ușor la 300 de lei. Conform Institutului Național de Statistică, alimentele sunt mai scumpe cu 22% decât anul trecut. Cele mai mari creșteri de prețuri sunt la alimentele de bază. Acum, kilogramul de miel costă în jur de 45 de lei, iar un cozonac va fi 30 de lei. În aceste condiții, prima de la angajator nu îi va ajuta prea mult pe oameni, care vor mai scoate bani serioși din buzunar pentru a plăti masa de Paște, relatează primanews.ro.